Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Acum se vorbește despre virus, despre bacterii, despre... de parcă până acum n-ar fi fost. Este declanșată, noi am crăpat pe capete din aceste cauze. De multă vreme toată lumea știa, nu aveau ce să facă în cea mai mare măsură. Acum este o campanie, vom vedea care este ținta reală. Dar nu despre asta vorbim, vorbim despre igienă socială. Ei, de aici derivatele, vom vedea. Nu am preparat nimic, așa cum știți că nu prepar niciodată, la nicio ediție. Invitatul de astăzi este domnul Ciprian Băncilă, prefectul județului Brașov. Altfel spus, reprezentantul guvernului în teritoriu. Domnule prefect, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea. Cu mare drag, bine v-am găsit. Mi-a sugerat acest titlu, ocupația dumneavoastră de bază, vă desfășurați la Agenția de Mediu activitatea. Și îmi spuneați, înainte să intrăm în casele, vă mulțumim pentru că ne-ați primit în casele dumneavoastră, înainte să intrăm în casele telespectatorilor, îmi spuneați că sunteți doar detașat. Parcă am simțit așa o nostalgie. Sigur că da, meseria mea de bază și ultimii 11 ani mi-am petrecut în Agenția pentru Protecția Mediului. Mai înainte am lucrat în uzina Rolmentu, în industria brașoveană, în care cu nostalgie din nou, dar și cu părere de rău că nu mai există, am fost inspector ecolog, deci am o vastă experiență în administrație, mai ales pe componenta de mediu, și am păstorit mai bine de 10 ani Agenția de Mediu, unde m-am regăsit, unde cred că am făcut o echipă, unde îmi place să cred că am și performat. Ați și performat, da. Igienă, ne ducem spre igiena socială. Ce înseamnă asta? Cum este stipulat în Carta Drepturilor Omului, nu știu cât mai respectă planeta această carte și prevederile din această carte. Dau un exemplu, un trai suficient, nu? Un element, îmi găsesc greu vorbele, nu știu ce mi s-a întâmplat. Nu, mi le găsesc, eu le găsesc eu repede, le caut pe cele mai potrivite. E un soi de igienă socială, nu? Să avem un trai suficient. Spuneți că ați lucrat unde? În tractorul? În Rolmentul. Rolmentul. Eu am lucrat în 6 martie înainte. La Zărnești. La Zărnești. Și fac un titlu de glorie. Tatăl meu a lucrat acolo. Și a făcut școala la liceul 6 martie, Zărnești. Îl știu. Da, ne știm. Păi cum să nu ne știm? Eram colegi, da. Când te gândești la industria care a dispărut, te cuprinde jalea de cutremuri. Rulmentul, ce era acolo? Acum sunt foarte multe voci care invocă rulmentul, tractorul, câți bani aduceau, ce însemnau, ce potențial aveau. Roman, Metrom, Hidromecanica. Fost distruse. Da, vă simt, sunt cuvinte pe care nu le puteți rosti. Eu vă înțeleg, credeți-mă. Le-aș rosti eu, dar nu vreau să le fie de cap. Uite, fac o cruce mare și să nu plece acolo până când nu vor plăti cei vinovați care au devastat țara. Da, ne întoarcem la traiul suficient. Sunt oameni care au muncit câte 40 de ani. Știți foarte bine, cu certitudine știți foarte bine, iertați-mă, tac imediat. De luni până luni lucrau. Se lucra sâmbăta, se lucra de la sine și de cele mai multe ori și duminica. Și se lucra, nu știu, o parte a lunii, cam minim o săptămână, se lucra câte 12 ore. Și acum veniți voi, nenorociților, și spuneți așa, n-avem bani de pensii. Păi cum să-i spui, mă, să se simtă ăla vinovat că n-a murit? Se simte vinovat pentru că nu a murit după 40 de ani de muncă. Și tu îi dai o bătaie de joc, 1000 de lei sau, mă rog, ceva peste dacă. Da, un trai suficient ar fi onorabil. Eu cred că vor veni aceste vremuri, credeți? Domnule prefect. Doamne ajută, trebuie să trăim cu speranța, dar în același timp trebuie să ne și implicăm, trebuie să facem proiecte, programe, să avem viziune, concepte, să gândim pe termen mediu și lung. Și din această perspectivă avem obligația, noi ca și autorități, lumea,
instituțiile statului să gândească pozitiv, constructiv și în folosul oamenilor și al comunităților care îi reprezintă. Așa ar fi de dorit, dar vedeți că... Eu am încredere în generația mea, am încredere în generațiile care vin, cred în schimbare de mentalitate, îmi doresc să se întâmple lucrul ăsta, eu mă implic ca cetățean, ca simplu cetățean, de asemenea ca și autoritate a statului, abordăm lucrurile, îmi place să lucrez în echipă, îmi place să aduc plus valoare și îmi place să îi ascult pe oameni și toate ideile bune, exemple de bune practice, să le folosim, să le adăugăm și să aducem prosperitate comunității. Pentru că în scurtul timp de când sunt prefect, am întâlnit toată tipologia de evenimente, de la Cod Roșu de inundații, care n-a mai fost în județul Brașov până acum, unde împreună cu instituțiile abilitate, începând cu Inspectoratul de Situații de Urgență, cu Jandarmeria, cu Poliția, ne-am deplasat la fața locului, unde oamenii din comunitate ne-au ajutat să degrevăm arealele inundate, gospodăriile localnicilor din zonă, terenurile agricole. A fost o muncă de echipă și exact ce v-am spus și mai înainte, pun preț pe acest lucru și ca dovadă rezultatul a fost unul mai mult decât mulțumitor. Am rezolvat problemele în timp util și lumea a fost mulțumită. Am avut tragedii rutiere, unde iar a fost plan roșu de intervenție, unde de asemenea ne-am cu tot sufletul, cu toată promptitudinea, cu toată fermitatea, ne-am implicat pentru acei copilași în mare pericol. Am făcut un spital de campanie. Aceia veniți de la Iași care treceau spre Timișoara. Exact. Am făcut un spital de campanie imediat, ad hoc, la locul fapt. Au venit 26 de salvări. Am triat răniți, le-am acordat primul ajutor, i-am transferat la spitale, le-am asigurat consiliere psihologică pentru că aveau mare nevoie. Am luat legătura cu părinții. I-am adus imediat lângă copii. A fost o muncă titanică, dar implicarea a fost fermă, promptă și cred eu ca și rezultantă finală a dus la salvarea multor vieți. Foarte important pentru noi și dezideratul suprem pentru această acțiune în forță pe care am avut-o sub coordonarea instituției prefectului, dar fără ajutorul instituțiilor din subordine nu am fi putut să rezolvăm acest caz. Credem noi, da. Așa, cu rezultate onorabile. Fără doar și poate ați văzut, numai de vreme de acest weekend, un pericol real pentru populația din Răcădău, un urs cu comportament deviat, atipic, care a atacat un om chiar aproape de casa acestuia, unde locuia, unde a doua seară din nou a atacat colegii de la Kronstadt. A treia seară a omorât un câine și a fugărit nu câțiva oameni. Nu am avut încotro, a trebuit să cerem o derogare către Ministerul Mediului să recoltăm acest urs pentru că relocarea lui însemna mutarea pericolului dintr-o zonă în cealaltă și evident punerea vieții oamenilor în periclitată și pusă în pericol. A trebuit cu toate forțe, cu jandarmii, să perimetrăm zona, să convingem oamenii să plece din pădure, pentru că erau la picnic, erau la plimbare, erau la odihnă, erau la recreere. Accelegan, sunteți la picnic? Păi, dar noi spunem, noi gazetarii, mai ales spunem, au încins grătarele. Da, sunteți elegant. Da, și din acest motiv a trebuit să recoltăm acest urs. Adică să-l împușcați. Știți, domnule prefect, că au fost voci, am văzut eu în presa locală, și nu numai, care spun, băi, dar prefectul a lucrat la mediu și împușcă ursul, nu există o altă variantă. Deci s-a făcut această conexiune. Decizia aceasta n-a luat-o de unul singur și a fost apanajul unui întreg comandament de situații de urgență, unde ne-am era unica soluție. Unde ne-am întâlnit cu specialiștii de la Institutul de Cercetare și Amenajări Silvice, unde ne-am întâlnit cu civicultorii, cu experții de la Garda Forestieră, de la Garda de Mediu și din elementele care ni le-au adus la cunoștință era singura soluție, pentru că mutarea lui într-un sanctuar de urși precum cel de la Zărnești ar fi periclitat situația celorlalți urși care erau veniți de la circ, din medii închise, nu veneau din habitate naturale și le-ar fi schimbat comportamentul radical.
relocarea acestuia în altă zonă, așa cum v-am enunțat și mai devreme, ar fi fost iar un real pericol, pentru că punem în pericol viața cetățenilor unde mutam ursul. Nu am avut altă soluție, a fost ultima soluție la care a trebuit să apelăm, dar viața oamenilor este mai importantă decât orice. A trebuit să punem în balanță acest lucru și această decizie am luat-o în echipă, cu o consultare prealabilă, cu o diseminare a informațiilor pe care le-am avut la îndemână și cu expertiza celor îndreptățiți să hotărească acest lucru. Dincolo de aceste aspecte pe care le-ați subliniat dumneavoastră, domnule prefect, eu vreau să amintesc faptul să mă iertați, nu pentru dumneavoastră, pentru unii ca mine, spun asta. E și un aspect al educației, implicit al civilizației. Adesea știți foarte bine, nu trebuie să vă spun eu, nici dumneavoastră, ba chiar și eu, nu chiar așa, nu, dar m-am expus uneori. Amintesc că am fost odată cu o echipă, cu Andy Simion și cu Paul Petroșel, am fost pentru o știre de noapte și la ursoaică cu trei ursuleți. Pui. Care s-a dus, domnule prefect, senzațional. Ne-am expus, băieții s-au expus mult mai mult, eu am stat ceva mai rezervată. S-au dus în spațiul de joacă pentru copii, unde erau leagăne, unde erau balansoarele acelea. A fost o imagine divină, divină. Și ursoaica a fost cu minte, ne-a simțit, firește. Și auz și miros mai ales. Și nu, a fost cu minte, ne-a lăsat să ne bucurăm de acea imagine dumnezeiască. Mă, dacă te bagi în posteriorul ursului, ca să nu zic în botul ursului, na? Sigur că le enervezi, îl iriți și pormă, suportul lui genetic îi spune trage o labă și rupe-l. Cred că și aici sunt niște probleme. Sigur că sunt și aspecte nedorite când omul este atacat fără să e surprins de prezența ursului. Mie mizdragi, vă mărturisesc, mizdragi, sunt senzaționali și mulțumesc bunului Dumnezeu că avem. Mai avem încă urși, spre deosebire de alte țări. În România, cu certitudine, și eu iubesc aceste animale. Așa? Chiar cu tot sufletul și cu toată sinceritatea vă spun acest lucru, dar soluția a fost una extremă. Acum, acest caz. Pentru că acest comportament atipic, deviant, periculos, cu risc de a avea chiar rabie, așa, nu puteam să ne jucăm și nu puteam să avem altă alternativă, efectiv. Dar nu cumva, întreb, voi invita și pe cineva din zona silviculturii, nu cumva nu li se dă hrană în adăposturi sau în zonele bine stabilite unde să li se pună hrană periodic, la intervale bine stabilite de timp și atunci probabil că urșii n-ar mai veni să mănânce gunoaie. Oamenii au intrat foarte mult în habitatul urșilor, fără doar și poate și ursul... Deci animalul sunt eu, nu ursul. Ursul reacționează, expansiunea urbană, da, duce la astfel de tragedii la urma urmei, că oricând acea persoană grav rănită de 64 de ani care încă este în spital, oricând putea să moară efectiv, nici acum nu este în afara pericolului total și riscurile erau majore ca și alte persoane să pățească la fel. Și era un exemplar matur? Era un exemplar, o ursoaică, da, un exemplar de 4 ani, nu avea pui, nu era nici într-o stare foarte bună, era destul de slăbită. Leșinată de foame, domnule prefect. Poate chiar leșinată de foame. Mi-amintesc în urmă cu o sumă importantă de ani, poate că or fi 10 ani, telespectatorii poate că și-amintesc, a fost găsită moartă sau nu știu, tot așa a fost împușcată sau a murit din alte cauze naturale cu mor pensionarii noștri. Să zic așa, nu zic așa. Mă rog, și când a fost autopsiată ursoaica avea pungi de nailon în stomac, ceea ce a însemnat o înfometare dezastruoasă, inimaginabilă. Ba nu, din această cauză a murit, acum îmi amintesc. Vedeți, am îmbătrânit, dar neuronii se mai întorc așa și mai da. Din această cauză a murit pentru că avea stomacul plin cu pungi de nailon. Da.
La un moment dat se făcea turism, veneau, nu turism mare, turism mic, și veneau din alte localități, chiar din alte județe, în cartierul Răcădău, unde aveam peste 42 de exemplare erau care veneau promenada lor seara și da. Erau cu minți. Și, da, sigur, mă rog, animalul este animal, acum eu știu la care să fac trimitere, la biped sau la patruped. Dar sunt fascinanți urși și când au ursoaicele puiuții, Doamne Dumnezeule, senzațional. Ne întoarcem la igiena socială, domnule prefect. Și eu v-aș adresa următoarea întrebare. Parcurgem o perioadă fără îndoială grea, pe care o resimțim toți. Și politicienii de bună credință, câți au mai rămas, 1% acolo, și noi, prostimea, se mai spune, mai e un termen, dar nu mi-l permit și nici nu-l folosesc de obicei, dar parcă ni se potrivește la cât suntem de blegomani. Când credeți că ne vom reveni la statutul de oameni și să avem așa un mediu social sănătos? Eu mi-am propus în postura în care sunt, așa, ca valorile, tradițiile și oamenii Brașovului să fie aduși în prim rang în atenția tuturor, pentru că merită, trebuie și avem această obligație. Îmi doresc să fiu un liant între mediul de afaceri, mediul academic, cetățeni, și lucrul ăsta cred că se vede din abordările care le am în discuțiile din comitetul consultativ cu persoanele vârstnice, în discuțiile cu studenții, în discuțiile cu cetățenii care vin în audiență, în discuțiile pe care le am cu autoritățile pentru a putea scrie cât mai multe proiecte pentru a fi în beneficiul cetățenilor și aduce valoare comunității. Acum sunt și câțiva primari noi, am avut abordări, am avut discuții pentru a ne integra, a face o echipă și împreună cu prefectura, împreună cu primăria Brașov, împreună cu Consiliul Județean, cu celelalte primării din județ, să fim un tot unitar, pentru că interesul și dezideratul este același, să servim comunitatea și brașovenii în speță. Domnule prefect, m-am amintit acum un lucru și vedeți că am și accesat, aveam pe desktop. Dacă puteți, aveți calitatea și dacă știți că în Brașov sunt foarte mulți care au lucrat în condiții speciale, în cu grupa 1 și 2 de muncă, da, sigur. Da. Ei, la sfârșitul anului trecut, mă rog, nu mai știu exact când, a promulgat președintele modificarea legii. Dom'le, și s-a spus așa, intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016 și se va desfășura din rațiuni financiare, de parcă n-ai putea să iei de la aia care au furat. Da, în fine, nu e treaba mea. Și pe parcursul a 2 ani, eșalonat, nu s-a spus pe ce criterii va fi această eșalonare, oamenii vor intra în posesia banilor care le se cuvin, li s-ar cuveni și din urmă, dar măcar așa să se dea. Nu s-a mai spus nimic. Nici că am început, nici că nu mai vrem, nici că nu mai putem. A fost publicată în Monitorul Oficial. Dumneavoastră știți despre ce este vorba. Zice așa, anumite persoane care au muncit în grupele 1 și 2 de muncă, precum și în condiții deosebite sau speciale, vor beneficia de o majorare a pensiei potrivit unui act normativ intrat în vigoare sâmbăta aceasta, atunci, la 2015, a doua modificare din 2015 a legii pensiilor. Persoanele care au lucrat în condiții mai grele de muncă și s-au pensionat înainte de 1 ianuarie 2011 vor beneficia de anul viitor, adică de anul acesta, de o majorare a pensiilor, se arată în legea numărul 192/2015 pentru completarea legii numărul, nu mai contează, 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Actul normativ a apărut în Monitorul Oficial, partea 1, numărul 504 din 8 iulie 2015, a intrat în vigoare sâmbăta aceea, se spune. Concret, noua lege vizează persoanele din nou, se repetă. În fine. Și aceste categorii de persoane vor beneficia de o creștere a punctajelor anuale realizate după cum urmează. 50% pentru perioadele în care au lucrat în grupa 1 de muncă sau condiții speciale, 25% pentru grupa a doua. Dumneavoastră știți foarte bine, dar pentru dumneavoastră să vă aduc în atenție, domnul prefect cu certitudine știe,
Puteți face ceva, să dați un semnal la București, oameni buni, brașovenii mei așteaptă, ce faceți? Au venit foarte mulți pensionari în audiență, eu îi percep ca pe părinții sau pe bunicii mei, știu că au lucrat în condiții dificile, grele, în turnătorii, în forje, în industria brașoviană, în pirotehnie. Unde au pierit mulți. Absolut corect. Și evident că mă preocupă, evident că am făcut diligențele necesare pentru a aduce la cunoștința Ministerului Muncii. Da. Și când încep concret? Ce e vorba? Sperăm ca în cel mai scurt timp cei de la București să pună în practică această lege, ordonanță, și oamenii să beneficieze de acest drept bine meritat, fără doar și poate, pentru că este munca lor, condițiile sunt cele care și dumneavoastră le-ați expus și merită cu prisosință aceste pensii. Da. Acum eu vă dau ca exemplu, chiar am avut o conferință de presă la Casa de Pensii, pentru că am văzut cozi interminabile pentru oamenii, pentru a afla oamenii detalii despre cotizarea la sistemul de pensii, despre cuantumul pensiilor. Da. Și știm că există interes pe această zonă. Interes pe această zonă și există și un program în coordonatele și în sistemul online. Am avut această conferință împreună cu doamna directoare de la Casa de Pensii, împreună cu specialiști, pentru a aduce la cunoștință că printr-un simplu cont care ți-l faci, mergând doar o dată la Casa de Pensii, toate informațiile le poți afla de acasă. Și nivelul cine de are copii. Acces la internet, dar sunt oameni care nu. Sunt care nu au acces la internet. Aici ne bazăm și pe nepoți și pe copii să-și ajute. Copiii sunt plecați, sunt cam plecați dincolo de granițe, majoritatea. Vreau să vă mai adresez o întrebare cu privire la acest aspect, că sunt numeroase voci care spun fel și fel de aspecte. Trebuie să mai facă o cerere cel care trebuie să beneficieze de această majorare a punctului de pensie, cei care au lucrat în grupele 1, 2 și de muncă, care beneficiază de această modificare a legii pensiilor? Se face o solicitare. Trebuie să facă o solicitare? Păi dar nu e în baza de date. Se face o solicitare în acest sens, da? Din cunoștințe pe care le am, tocmai pentru a evidenția încă o dată necesitatea acestui fapt, pentru că specialiștii și funcționarii publici din cadrul Casei de Pensii, chiar dacă au o bază de date, există și o procedură standardizată de care trebuie să țină cont. Știți cumva pe ce criterii, ați întrebat-o pe doamna ministru a muncii, pe ce criterii se va începe, ca zis, eșalonat? Cum? Funcție de anul în care ieși la pensie sau funcție de ce? N-am detalii de acest gen și atunci nu. Dar rugămintea mea este, pentru că știți foarte bine, sunt foarte mulți brașoveni care trebuie să beneficieze de această modificare și nu le spune nimeni, dom'le, legea e lege, aplic-o, ai spus, ai promulgat-o, ai publicat în Monitorul Oficial, în fine. Noi ne gândim și la persoanele vârstnice, dar ne gândim și la tânăra generație. Avem o serie de acțiuni cu agenția antidrog, în care știți că efectele substanțelor psihoanalitice, adică etnobotanicele, efectiv drogurile, au luat un oarecare avânt și atunci, din această perspectivă, împreună cu jandarmerie, împreună cu poliția, avem proiecte atât pe perioada verii cât și în timpul școlilor, și de conștientizare și de implicare totală, pentru că avem nevoie și de voluntari, am format un corp al voluntarilor în acest sens, pentru că este un fenomen care se poate dezvolta și trebuie să-l înăbușim din fașă, pentru că este un pericol pentru societate. Consumul acestor în jurul școlilor, în diferite locații, și ne-am aplicat și asupra acestui fapt, pentru că este unul relevant și cred eu care necesită o abordare concretă și punctuală. Da, iată, încă un element de igienă socială, cel despre care aminteați mai devreme. Acum nu știu cum mai stau lucrurile, dar știu că o vreme erau magazine cu etnobotanice, se cam dăduse tacit liber la... A fost interzise. Dar acum nu mai există și sigur că există un pericol. Problema este la noi, la generația mea și la toată lumea de altfel. Nici nu contează vârsta și zona noastră de activitate. Este important să stăm de veche, să-i mai pierdem și în acest mod. Nu ne mai putem permite, opinia mea. Cred că mai avem 2 minute pe care vi le ofer, domnule prefect, să le mai transmiteți brașovenilor ce ați dori cu privire la activitatea pe care o desfășurați. Este foarte important să rezolvăm problemele fondului funciar, pentru că oamenii din mediul rural așteaptă ca problematica
aceasta să fie rezolvat odată. Am îmbătrânit eu de când aud de fapt, asta. Vor pământul înapoi. De asemenea, sunt coordonatorul și președintele Comandamentului de Situații de Urgență, unde pe situații de caniculă, pe situații de inundații, pe situații dificile, am creat proceduri coerente, aplicative și lucrative pentru ca să nu mai acționăm după ureche. Pentru studenții brașoveni am făcut un protocol cu Universitatea Transilvania ca să trecem odată de la teorie la practică și numai puțin de 452 de studenți din facultatea sau din, mai bine zis din facultățile din Brașov vor putea să facă practică în instituțiile statului care sunt în subordinea și coordonarea instituției prefectului județului Brașov. Ne dorim să facem foarte multe lucruri, sperăm să și reușim, ceea ce depinde de mine ca și implicare, ca și devotament, ca și aplicare asupra tuturor acestor probleme, vă asigur cu certitudine că vă voi axa pe fiecare componentă în parte pentru a le găsi rezolvare. Da, eu vă cred, domnule prefect, numai că nu aveți toate pârghiile și pe cele pe care le aveți nu le puteți folosi din motive pe care noi le știm. Eu sper din toată inima că suntem, dumneavoastră vă spune, domnule, madame, s-a țignit. Poate că da, dar nu suficient. Eu cred, mă încăpățânesc să cred că suntem undeva la finalul acestei epoci, domnule prefect. Pentru că toate semnele cam asta arată, altfel nici nu pot să-mi imaginez unde mai ajunge. Și vom prinde și zile bune, trebuie să avem încredere, nu? Cu certitudine. Vă mulțumesc din toată inima și vă doresc spor la treabă. Și faceți în așa fel încât să protejăm urși și să nu mai fie niciun. Cum a spus dumneavoastră, n-a spus împușcat, a spus... Recoltat. Recoltat. Dacă mă recoltează și pe mine într-o bună zi. Vă mulțumesc din toată inima. Spor la treabă. Mulțumesc. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!